de vaccinare de la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara, continuă acțiunea mobilă de vaccinare a persoanelor din județul Timiș. Sub sloganul Orașul vaccinează satul, echipele mobile ale Spitalului Militar Timișoara se deplasează în localitățile în care nu există centre de vaccinare pentru a imuniza cât mai multe persoane. În lupta cu pandemia, Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara le oferă posibilitatea de a se imuniza celor care nu au posibilitatea de a se deplasa pentru imunizare într-un centru de vaccinare. Astfel, echipele centrului de vaccinare se deplasează în localitățile de domiciliu ale doritorilor pentru a imuniza. Acțiunea este una binevenită, mai ales în localitățile care se află la o distanță mai mare de centrele de vaccinare. Atât tinerii cât și bătrânii sunt scutiți de efortul de a ajunge într-un centru de vaccinare din altă localitate. Aici trebuie să semnă încălculez cu cea dată în linia noastră. Să stai un pic de voastră. Sunteți sănătoasă, văd că... Da, singura problemă am de vreo 6 ani de zile. Am hernie de disc. Hernie de disc, dar nu este nimic. Nimic. Alergică nu vă știți la nimic. Nimic. În ultimele 2 săptămâni să fie o problemă, să fie apărut febră, tuse? Nimic, tuse, m-a schimbat țigările. Însărcinată nu, nu. Sunteți, da? În sprijinul campaniei naționale de vaccinare, 2 echipe mobile de vaccinare pentru imunizarea populației de la Spitalul Militar Timișoara au fost prezente vineri în localitățile Cenad și Tomnatic. Echipele mobile de vaccinare au fost formate din personal medico-sanitar din cadrul Spitalului Militar Timișoara, registratori și echipaj de poliție militară din cadrul Brigăzii 18 Cercetare Supraveghere Decebal și paramedici din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș. Echipele medicale de vaccinare de la Spitalul Militar Timișoara s-au deplasat până acum în mai multe localități, printre care Vâlcani, Dudești Vechi, Periam, dar și în alte localități din județul Timiș, localități în care au existat persoane care au dorit să se imunizeze. Câteva cuvinte despre acțiunea de astăzi și despre acțiunile pe care le face echipa mobilă a Spitalului Militar. Bună ziua, mă numesc Matilda Rădulescu și reprezint Spitalul Militar Clinic de Urgență de Râu Victor Popescu, spital care desfășoară acțiune în urma cererilor tuturor solicitărilor de la Nucleul Central. Astăzi avem 2 echipe pe teren, una aici și cealaltă la Tomnatic, aici însemnând în localitatea Cenad, urmând ca pe viitor să desfășurăm și alte activități, alte deplasări. Ajutăm întreaga populație care dorește să se vaccineze și care doresc să ieșim împreună din această pandemie, pentru că doar împreună putem învinge aceste lucruri. Medicii spun că vaccinul este singura șansă de a depăși aceste momente grele. Vaccinarea rămâne în continuare principala armă de luptă împotriva coronavirusului și doar înțelegând acest aspect și alegând să ne vaccinăm, putem avea o șansă în plus. Cei care încă nu au încredere în aceste vaccinuri se pot adresa medicilor de familie care le pot oferi informații suplimentare bine argumentate, astfel încât informația primită să fie una corectă. Ce ar trebui să știe cetățenii localităților în care urmează să ajungeți? Și ce ar trebui să facă? Toți cetățenii ar trebui să fie un pic informați și să știe că acest vaccin este singura noastră șansă să depășim momentul acesta, că pot cere informații foarte bune medicilor de familie care la ora actuală știu absolut tot ce trebuie despre toate vaccinurile care sunt avizate și sunt pe piață la noi și că li se pot adresa cu orice fel de întrebare, iar noi îi vom pune la curent dacă au nelămuriri. Persoanele care aleg să se vaccineze au parte de tot sprijinul medicilor prezenți care le stau la dispoziție și le răspund atunci când este nevoie. În același timp, înainte de vaccinare, pacienții au parte de un triaj, iar după o discuție medic-pacient se decide dacă persoana poate fi vaccinată sau nu. Sper totuși să fie
fie bine. Să devenim o viață normală. Nu știu când se va întâmpla asta și dacă o fi vreodată. Și vreau să vă întreb ceva. Dacă da. În momentul de față sunt un pozitiv asimptomatic și mă vaccinez, ce da. Se întâmplă? Da, ipotetic vorbim. Puteți să vă întrebă după masă de seara să vaccinez. Iar dacă nu, m-aș recomanda asta să facem efort. Adică nu... Așa și vă zic că mă mulțumim. Bun. Deci azi. Nu. Ce tratament luați în fiecare zi? Aia ce mi-ați arătat. Atât. Altceva nu. Cu alergie vă știți? Nu. Nu. Până am trecut, nu mai eu de aici. Nu. Și nu ați mai făcut niciun fel de vaccin, da? Nu. Bine. Doamna Costa, vă rog frumos, mergeți la colega mea. Bine? Domnul Bare, ce problemă de sănătate aveți în momentul de față? Nimic, eu de la lucru. De la lucru? Vă știți alergic la ceva? Nu. Nici la alimente, nici la medicamente? Eu fac tot ce e posibil. N-ați avut nici febră, nici nimic în ultimele zile? De 2 ani de zile nici. De 2 ani de zile n-ați avut absolut nimic. Nu vă știți suferi nici de inimă, nici de rinic, nici diabet, nici... Nu. Nu. Bun, alte boli neurologice, epilepsie, știți ce înseamnă? Da, n-am avut. N-ați n-am avut. Avut nici oameni. Foarte bine. Deci nu. Și atunci n-ați făcut nicio transfuzie de sânge în ultimul an. Sănătate. Nici nu vă doresc lucrul ăsta. Sănătate multă vă doresc. Mergeți la colega mea să vă frate. Și boală n-ați făcut? COVID? Nu. Din câte știți din asta? Nu. Bun. Atunci o să mergem imediat la doamna asistentă. Deci, vă putem să-i spuneți. Vă vaccinați cu Johnson. Să faci curierea lui? Să faci curierea lui. Întreg procesul de vaccinare se desfășoară în spațiile puse la dispoziție de autoritățile locale, dar echipele mobile de vaccinare de la Spitalul Militar Timișoara fac și mai mult de atât. Acolo unde există solicitări din partea unor persoane care nu se pot deplasa, echipele mobile se deplasează la domiciliul acestora, făcând încă un pas către cetățenii care își doresc imunizarea. Așadar, soluții există, iar medicii oferă și această variantă de imunizare. Pentru persoanele care sunt imobilizate, noi mergem și la domiciliu, deci absolut toate persoanele beneficiază de acest lucru. După ce se termină activitatea propriu-zisă pe teren, acolo unde este locația, fiecare echipă, dacă are solicitări la domiciliu, merge și vaccinează și persoanele imobilizate. Oamenii vin la vaccinare, aleg să se imunizeze, chiar și persoanele care încă nu au 100% încredere în vaccin, dar se imunizează pentru a reveni la normalitate într-un timp cât mai scurt. Trec peste orgolii și alte teorii și se prezintă în centrele de vaccinare. Păi să zicem așa, să încerc să mă aliniez, chiar dacă nu sunt 100% convinsă că eficiența este cea scontată, dar să zicem că nici nu vreau să fiu așa, cu conștiința, puțin să zic încărcată, că nu contribui la eradicarea acestui virus și a pandemiei și a tuturor implicațiilor pe care le are în viața noastră socială. În speranța că o să putem reveni vreodată cât mai aproape de normalitate. La Tomnatic s-a stat la rând pentru imunizare încă de la primele ore. Oamenii au ales să se vaccineze pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe cei dragi. Campania Orașul vaccinează satul s-a dovedit eficientă și în această localitate, dovadă stând numărul mare de persoane care așteptau să fie imunizate. Doamna doctor, astăzi la Tomnatic, campania de vaccinare din partea Spitalului Militar Dr. Victor Popescu din Timișoara, vă rog să ne spuneți ce înseamnă campania aceasta.
Campania aceasta este desfășurată practic de centrul mobil al centrului de vaccinare al Spitalului Militar din Timișoara, în cadrul proiectului Orașul Vaccinează Satul. Înseamnă că ne deplasăm și înseamnă că vaccinăm toate persoanele care doresc acest lucru. Și aici, persoanele care au dorit să se imunizeze au fost așteptate de echipa mobilă de vaccinare. Astfel de acțiuni vor mai avea loc și în viitor, iar cei care vor dori să se imunizeze prin intermediul centrelor mobile de vaccinare ale Spitalului Militar Timișoara vor avea posibilitatea să o facă. Trebuie să știe că se pot prezenta direct doar cu buletinul, că pot opta pentru un vaccin sau pentru altul și că suntem la dispoziția lor pentru a realiza imunizarea. Nimic nu este greu atunci când vine vorba despre munca în echipă, despre lupta împotriva coronavirusului și despre lupta pentru viață. Echipele mobile de vaccinare se deplasează și sunt mereu prezente în județul Timiș și pun umărul la revenirea într-un timp cât mai scurt la normalitate. Cât de grea este o astfel de acțiune și cum primesc oamenii mesajul dumneavoastră? Pentru noi, zic eu că nu este greu. Noi ne facem datoria în ceea ce ce privește modul în care suntem primiți, să știți că diferă. Am întâlnit persoane care se bucură, apare entuziasmul, avem și persoane care prezintă rezerve, care au temeri, cu care stăm mai mult de vorbă ca să-i lămurim în ce doresc ei sau în ce întrebări au ei față de noi. Înainte de orice, sănătatea este pe primul loc, iar echipele Spitalului Militar Timișoara știu acest lucru. Tocmai din acest motiv, medicii se informează despre starea de sănătate a persoanei care dorește să fie imunizată pentru a nu-i pune viața în pericol. Vaccinarea împotriva coronavirusului este un act medical care se face doar atunci când starea de sănătate permite ca persoana să fie imunizată. Scopul medicilor este acela de a imuniza o persoană, dar dacă acest lucru nu este posibil din diferite motive medicale, imunizarea nu se realizează. Sănătoasă, văd că fără tratamente, nu luați medicamente, alergică să fiți la ceva? Nu. În ultimele 2 săptămâni să fiți fost o problemă de sănătate? Nu. N-a fost nicio problemă de sănătate, vaccin n-ați făcut? Nu. În sensul că n-ați avut temperatură, n-ați tușit, nu v-a fost rău, nu nimic. De 2-3 luni dimineața de la țigară. De la țigară. Prin boală ați trecut? Ați făcut COVID? Sau nu? Nu am făcut niciun test. N-ați făcut niciun test? N-ați avut niciun simptom? Nu v-ați vaccinat? Și acum vreți să vă vaccinați cu mine? Să stăm un pic de vorbă. Doamna Iacoba. Da. Că da, fiindcă de cutia, ultima cutie am sărit de unul, luată și de acolo, două foli. Cutia de jos? Aici semnăm, doamna Iacoban, că lucrez cu CNP-ul dumneavoastră. Sunteți sănătoasă, vă da, adică n-aveți tratamente, timpul de fiecare lucru. Dacă aveți tratamente, nu luați medicamente. Nu, asta mai de fiecare eu. Hai de fiecare. Aici semnăm că lucrez cu CNP-ul dumneavoastră, așa? Aici, lângă CNP, da. Sunteți sănătos. Da. N-aveți tratamente, nu vă știți alergic la nimic. Nu. În ultimele 2 săptămâni s-a fost o problemă de sănătate? Nu. Nici aia n-a fost. Internat n-ați fost în ultima perioadă. Vaccin ați făcut până acum? De COVID. De COVID. Nu. De COVID. Nu. Ați făcut altele, probabil. Bun. Dar nu recent. Nu. Nu recent. Bun. Boala ați făcut? Infecție, o să ați făcut doar. N-ați făcut nici. Mergem la doamna asistentă, acolo pe scaun și ne vaccinăm. Aici trebuie să semnăm că lucrez cu semnă pe lume. Da. Așteptați până a venit numele. Nu, nu știu, nu.
Aveți copii? Da, Joyce. Ce răbățăiați? Vaccinată n-ați fost până acum, așa că aveți mandat. Imunizarea este importantă, iar revenirea la normalitate este așteptată de toată lumea. O viață normală este dorită de toți oamenii și tocmai cu acest gând au venit și cetățenii din Tomnatic la imunizare. Păi pentru siguranță de la sănătate, pentru a putea merge la servici, să nu fim condiționați. Sunteți la prima doză? Da. Mi se pare faptul că o echipă mobilă a venit la dumneavoastră și nu a trebuit să vă deplasați. Păi este un avantaj, pentru că lumea care e mai în vârstă se deplasează mai greu la centrele de vaccinare. Aici am fost anunțat în timp, ni s-a adus la cunoștință că vine echipa mobilă și la ușa fiecăruia. Dar mergem, sperăm să fie bine. Păi am ales să mă vaccinez, că nu vreau să mă îmbolnăvesc, am doi copii mici și vreau să fiu acasă cu ei. De ce acum și numai de vreme? Pentru că am văzut că foarte mulți apropiați s-au îmbolnăvit și... Faptul că a venit o echipă mobilă în localitate te-a convins? Da. Echipele mobile de vaccinare de la Spitalul Clinic Militar de Urgență Dr. Victor Popescu din Timișoara luptă împotriva coronavirusului, sunt un real sprijin pentru autorități și sunt mereu la datorie. Acțiunile vor continua și în perioada următoare, pentru că vaccinarea este singura metodă prin care se poate reveni la normalitate. Medicii îndeamnă populația la vaccinare, pentru că toate studiile de până acum au arătat că vaccinul este eficient. În același timp, toate eforturile depuse de medici și autoritățile din întreaga țară sunt făcute pentru ca oamenii să treacă cu bine peste această perioadă și pentru a nu dezvolta forme grave de coronavirus. Ce ar trebui să știe oamenii care încă nu s-au vaccinat? Un mesaj pentru ei. Cred că este important să ne vaccinăm. Cred că doar așa vom reuși să rămânem împreună, cum avem o împreună pentru viață, împreună pentru viitor, și să depășim această perioadă grea. Împreună pentru viață, împreună pentru viitor, vă rog să adresați un îndemn celor de acasă la vaccinare. Aș putea să vă rog pe fiecare să ne ajutați, pentru că munca noastră este destul de grea în ceea ce privește și munca în spitale și ne dorim ca pe viitor să revenim la o viață normală. Doar dacă ne vaccinăm putem reveni la o viață normală. Echipele mobile de vaccinare ale Spitalului Militar rămân în continuare la datorie, servesc patria în continuare și vin în ajutorul cetățenilor.